Marco Ro, ce este materia neagră? Când te uiți în sus pe timp de noapte, poți vedea miliarde de stele răspândite pe cer. Atunci când astronomii se uită în cele mai profunde zone ale Universului cu ajutorul unor telescoape puternice, ei văd miliarde de galaxii, organizate în grupuri mari și alte structuri. Acest lucru te-ar putea face să crezi că Universul este compus în principal din galaxii, stele, gaz și praf, lucruri pe care le poți vedea. Cu toate acestea, majoritatea astronomilor cred că materia vizibilă reprezintă doar o mică fracțiune din masa Universului. Cea mai mare parte a Universului este compusă din lucruri pe care nu le putem vedea, așa numita materie neagră. Ce este de fapt materia neagră? Cum o putem detecta? Care este importanța sa în Univers? În acest videoclip vom examina toate aceste întrebări și vom căuta dovezi ale existenței materiei negre. Materia neagră nu poate fi văzută de astronomi cu ajutorul telescoapelor. Aceasta nu emite sau reflectă îndeajuns de multă lumină pentru a putea fi detectată, așa că nu este luminoasă ca o stea. Atomii, moleculele și particulele subatomice sunt materie neagră. Tot ce există pe Pământ este materie neagră. Planetele, stelele pitice maro și găurile negre sunt materie neagră. Practic, materia neagră nu poate fi văzută. Oamenii de știință pot doar să estimeze unde se află bazându-se pe efectele gravitaționale asupra lucrurilor pe care le pot vedea. Nu putem vedea materia neagră, însă o putem detecta prin efectele sale asupra materiei normale datorate gravitației și prin razele X emise de materia neagră fierbinte. Deci ce este de fapt materia neagră? Din ce este făcută? Nu cunoaștem natura exactă a materiei negre, putem totuși să ne uităm la unele posibilități. În primul rând, materia neagră ar putea fi materie obișnuită care este compusă din protoni, neutroni și electroni. Această materie obișnuită nu emite sau absoarbe lumină, însă exercită efecte gravitaționale. Printre posibilități se află următoarele. Pitice maro. Aceste obiecte mari s-au format în același mod ca și stelele, însă nu au acumulat niciodată îndeajuns de mult gaz și praf pentru a atinge masa critică necesară pentru pornirea fuziunii de hidrogen. Piticele maro au aproximativ 5% din masa Soarelui, adică de obicei sunt mai mari decât o planetă, însă nu la fel de mari precum o stea. Ele pot fi detectate de lentilele gravitaționale. Astronomii cred că piticele maro nu se găsesc în număr destul de mare pentru a reprezenta materia neagră din galaxie. Pitice albe. Acestea sunt resturi de nuclee ale stelelor moarte, mici și mijlocii. Deși există numeroase pitice albe, numărul lor nu este suficient de mare pentru a reprezenta materia neagră. Stelele neutronice și găurile negre. Acestea sunt ultimele rămășițe ale nucleelor stelelor mari după exploziile supernovelor. Deși acestea au efecte gravitaționale mari și sunt invizibile, deoarece pot preveni chiar și scăparea luminii în cazul găurilor negre, ele sunt mult prea rare pentru a reprezenta materia neagră. Conform teoriei Big Bang-ului, Universul timpuriu a fost supus unei expansiuni enorme și acesta continuă să se extindă și astăzi. Singura explicație a acestui tip de structură este că gravitația este cea care determină galaxiile să se grupeze în ziduri sau filamente. Pentru ca gravitația să poată grupa aceste galaxii, trebuie să existe cantități mari de masă rămase de la Big Bang, în special masă nevăzută, adică materie neagră. De fapt, simulările pe computer arată că galaxiile, clusterele galactice și structurile mai mari se pot forma în timp plecând de la aglomerările de materie neagră din Universul timpuriu. Deci, materia neagră ar putea fi cleiul care menține această structură a Universului, ar putea fi acel lucru dintre galaxii. Cercetătorii se întreabă însă dacă materia neagră umple întregul univers până la pereții galactici. Oamenii de știință se concentrează acum pe răspunsurile la aceste întrebări. Care este natura materiei negre? Câtă materie neagră există cu adevărat? Care este distribuția exactă a materiei negre în univers? Ce este energia neagră? Răspunsurile la aceste întrebări vor îmbunătăți înțelegerea noastră în ceea ce privește originea, structura și soarta Universului. Acesta a fost episodul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Nu uita să-mi lăsați întrebări în comentarii dacă vreți să apăreți în următoarele episoade Space Facts. Mi-am creat un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Ai un link în descriere dacă ești interesat. De asemenea, mai jos găsești și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!